Bună ziua! În emisiunea de astăzi abordăm pentru prima dată o deschidere semi-închisă, deschiderea Indiana Nimzovici. Pentru a putea negru să joace o astfel de deschidere, are nevoie de cunoștințe temeinice de strategie. Negrul intenționat îi dă voie albului să-și formeze un centru de pioni, după care încearcă să-i strice acest centru cu ajutorul străpungerilor de pioni de pe laterală. Dar cel mai bine este să vedem practic ce se întâmplă de fapt. Sunt ajutat la tabla de demonstrație de Tudor Siminic. Hai să vedem partida. Albul joacă D4. Negrul răspunde cu cal F6. Negrul de la început amână să lupte pentru centru, direct prin mutarea D5. Prin cal F6 controlează de la distanță câmpul E4 și D5. Acum albul ar fi greșit să joace cal C3, pune cal C3. Cu ideea E4, pune-te roșii mutare E4. Deci albul dorește să joace E4, da? Pune înapoi pionul. Deoarece în acest moment negru joacă D5, iar după la altă mutare negru a răspunde cu nebun F5, pune și nebun F5, mutarea E4 devine imposibilă. Bun, pune înapoi nebunul C8. Calul, pionul de așa și calul în B1. Din această cauză, albul joacă C4. Negru răspunde cu E6. Pregătește mutarea D5 și, în același timp, își eliberează nebunul din F8. Albul răspunde cu cal C3. Dorește să joace E4. Negru răspunde cu nebun B4. Leagă calul din C3, întârziind încă o dată mutarea E4. Din acest moment putem să spunem că suntem în deschiderea Indiana Nimzovici. În continuare, albul are o mulțime de variante și planuri de joc. O să ne oprim la varianta modernă. Albul continuă cu E3. Negru răspunde cu C5. Prin această mutare, negru dorește la un moment dat să bată în D4 și să atace centrul albului. Albul continuă cu nebun D3. Negru răspunde cu rocadă mică. Albul joacă cal F3. Prin aceste mutări, albul încearcă să-și dezvolte foarte repede flancul regelui și, după ce reușește să facă rocada, scapă de legătura neplăcută a calului din C3. Singura problemă a negrului în această poziție este dezvoltarea. Nu poate să-și dezvolte calul din B8 în C6, deoarece albul va juca D5 și va ataca acest cal. Din această cauză, negru joacă în această poziție D5. Albul joacă rocadă mică. Negru continuă cu cal C6. Albul joacă A3. Atacând nebunul din B4. Dacă negru joacă nebun A5, refuzând să bată calul din C3, va pierde un pion, deoarece albul va juca D4 bate la C5. Pune, te rog, înapoi pionul. Din această cauză, la mutarea A3, negrul este obligat să bată calul din C3. Deci negru va juca nebun bate la C3 și albul răspunde cu B bate la C3.
Negru joacă D bate la C4. Nu. Pionul din D5. D5 bate la C4. Și albul răspunde cu nebun bate la C4. Cu prețul unui timp, nebun F1, D3, C4, albul a obținut perechea de nebuni, a scăpat de pionul slab din C4 și a înlăturat pionul D5, care ținea câmpul critic E4. Eforturile sale vor fi orientate în continuare pentru ocuparea centrului cu mutarea E4. Bineînțeles că negru va încerca să împiedice acest plan. Din acest moment putem să spunem că începe jocul de mijloc. Tudor, îți mulțumesc foarte mult că m-ai ajutat. Cu plăcere. Și acum soluția problemei din emisiunea trecută. Albul joacă turna 8 șah. Negru răspunde cu rege bate la 8. Albul continuă cu damă C8 șah. Negru răspunde cu rege A7. Și albul continuă cu damă B7 mat. Pentru azi avem următoarea problemă. Alb. Rege G1. Damă E4. Turn C1, nebun C5, nebun H3 și pion A5, B2, D4, F2, G3 și H4. Negru, rege D8, damă E8, turn H8, nebun B5, nebun G7, cal C7 și pioni A7, B4, F7, G6 și H6. Enunțul problemei este: albul mută și dă mat în trei mutări. Prin tragere la sorți, unul dintre cei care ne trimit soluția corectă la problemă va primi ca premiu o revistă de șah. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna următoare la aceeași oră.